Andreea Bibiri, tocmai s-a terminat spectacolul din această seară de la Bulandra, Macbeth. Am văzut foarte mulți oameni tineri care au ieșit la sfârșitul spectacolului din sala. Asta înseamnă că teatrul chiar schimbă lumea? Da. Teatrul, da, schimbă. Evident că schimbă oameni, da. Teatrul, da, are puterea de a vindeca lumea. De fapt, are misiunea de a vindeca lumea. Evident că nu orice fel de teatru schimbă lumea, adică am fi așa niște infatuați să credem că noi schimbăm lumea și că în mâinile noastre e puterea aceasta de a schimba lumea. Însă ar fi important să o luăm ca pe o responsabilitate asta, de a pune oamenilor oglinda în față. Asta se știe, că asta încercăm să facem. Dar nu știu dacă e vorba neapărat de schimbările astea foarte mari și trebuie să o privim așa ca pe o responsabilitate uriașă. Poate că e vorba de lucruri foarte mărunte pe care un spectacol sau un actor, sau o replică, sau un moment pe care îl trăiești în momentul ăla, declanșează ceva. Da. Știi că poate fi vorba și despre asta până la urmă. Da, așa e. Ai dreptate. Mie, uite, mi se întâmplă destul de des să mă întâlnesc cu oameni care îmi amintesc de replici sau momente din spectacolele mele care le-au trezit întrebări sau le-au dat tot felul de răspunsuri sau i-au modificat într-un fel. Asta trebuie să recunosc că mi s-a întâmplat. Pentru că dacă e să ne gândim că lumea e formată din indivizi și individualități, dacă într-unul singur schimb ceva sau naști un gând sau o întrebare, înseamnă că ți-ai îndeplinit o misiune, nu? Ce bine! Actorul mai este cel care spune lucrurilor pe nume, care aduce în fața societății problemele pe care le avem cu toții acasă? Acum, ce să zic? Eu din ce în ce mai puțin cred în actor ca cel care are puterea totală. Mie mi se pare că actorul, dacă nu îndeplinește o funcție într-o echipă, nu este de adevăratele profesionist. Teatrul e o formă de iubire? Teatrul este o formă de a-i învăța într-adevăr pe oameni să se iubească, da, pentru că iubirea înseamnă cunoaștere. Și teatrul, da, la asta servește. Îi ajută pe oameni să se cunoască pe ei înșiși și pe ceilalți. Dacă ne gândim strict la transferul de energie dinspre scenă înspre sală și invers, acolo e o formă de iubire? Eu cred mai puțin în energie cât sunt mai mult adepta ideilor care generează un tip de energie. Cred că avem nevoie în iubire de rațiune. E o formă de iubire și aceea când publicul nu este mulțumit de ce a văzut? Dacă tot e iubire, poate să fie cu de toate. Poate să fie și o zi mai proastă, poate să fie și o zi în care ești nemulțumit, poate să fie o zi în care ai un reproș de făcut. Păi da, asta e foarte frumos că mă întreb. Mi se pare super interesant. Da, teatru poate să deranjeze. Poate să nu-ți convină ce vezi în oglindă. Și adevărul e greu de acceptat. Este teatrul până la urmă rămas ce a fost el la început? O formă prin care cineva îți pune o oglindă uriașă în față și îți spune... Asta ești tu. Asta cu oglinda e adevărată, cu forma nu este neapărat adevărată, pentru că teatru este ca și viața, dacă e viu, se schimbă continuu. El nu rămâne într-un fel. Teatru trebuie să se schimbe. Actorul mai este o voce a cetății? Eu sper că este. Pentru cine are urechi să audă? Dar jobul actorului este doar în timpul programului, de când intră în teatru până iese? Sau avem deja a început să apară conceptul acela de persoană publică care transmite un mesaj la serviciu, pe scenă, și transmite un mesaj și în viața privată, atunci când este acasă? Da, eu transmit continuu mesaje. Asta așa este. Sunt, da, într-adevăr setată pe a emite, mai și reacționez, adică recepționez lucruri, învăț foarte mult. Eu cred că sunt actriță și în viața de zi cu zi. Adică nu n-aș putea spune că sunt tocmai o persoană obișnuită și comodă. Despre teatru la televizor. Păi e foarte bun teatru de la televizor, pentru că dacă e să o luăm pe așa, există o mare parte din populație care nu are acces la un teatru. Există o mare parte din populație care nu are acces niciodată la într-un teatru. Adică
Asta are și televizorul părții a lui, bune vezi? Le are, numai că nu prea le folosește, adică le folosește din ce în ce mai puțin și le devine o chestie care seamănă din ce în ce mai mult cu televiziunile private și asta e mare păcat pentru că până la urmă își taie singur craca de sub picioare și va muri, știi cum e, fiecare pasăre pe limba e moare. Uite așa, îți țin pumnii. Și eu ție. Mulțumesc. Baftă, mulțumesc tare mult.